A postat Teo, mai zi-mi la Teo. Da, nu Teo ăsta, ce tot mi-apare Teo fake-ul? A fost acum ceva timp să-i vizitez pe viețile mele Bogdan, IBM și Danu, în Focșan la ei și cât eram acolo. Vă dați seama că mi-am dorit să filmez și un clip horror și am zis decât să investigăm un loc horror bine pe care nu l-am găsit. Am găsit doar o pădure, care și asta e foarte horror, nu știu cât se vede. Dar am zis că e lame doar să investigăm pe aici și am luat pe viețile mele, care sunt aici. Sunteți pregătiți, mă? Nu prea. Să ne jucăm v-ați ascunsele. Regulile sunt simple. Unul dintre noi se pune cu spatele, numără până la 30 în timp ce ceilalți doi se ascund în părți diferite cât de bine se poate. Și ca să fie totul mai horror, avem o pereche de căști cu noise cancellation pe care va trebui să le purtăm cât numărăm până la... Ți-am văzut că ai nu la poartă frumos GTS. Bă, mi-au văzut ăștia mașina chet. Bă. Ta. Păgamea-și toată, fai de viața mea, bere. Ce să ne facem? Ce ai zis, frate? Puteai să ții pentru tine, frate, omule. la 30 ca să nu auzim pe unde merge, după care începe show. E, și dacă vă place seria, nu știu, continuăm, poate dăm start la o serie de asta. Noaptea hide and seek în locuri horror. Păreri? Eu n-aș vrea. Voi alegeți. Păi și prima dată eu aș zice să inspectăm un pic pe aici, frate, să vedem dacă e totul safe. Vreau să aud acum comentarii de la Danu, de la lanterna mea de pescuit. Că... Da? A, cât te las eu fără lanternă să te văd eu pe aici acum de descurci. Bate la 2 metri ca să se... La 2 metri, zi mă Teo, uite cât bate, frate. E mor fără de tot, nu știu Da, ce să vrea mă, ca Danu. să plângă după aia și o să zic, da și mie lanterna aia, oleac, nu mai pot, mi-e frică. Ce ai acolo? Bă, nu știu, pare o vânătă, gen. Ce-ți pare? Pare bine că te cunosc Bă, și cam atât. Deci noi am zis că dacă ne avântăm un pic în pădure, după aia e nasol. Ba da, știi, după ce ne ghidăm? După luminile din oraș. Da, hai să vedem ce-i pe jos aici, ce-a văzut viața. Bă, termină cu d-astea, nu fi tâmpit, că mor aici, ești nebun la cap. Unde-i mă ăla? Unde l-ai văzut pe jos? Băi, Danule, ălea sunt perdele de pui, de pus la spate, idiotule, se pun de sus în jos, nu invers pe dreapta sau de jos. De unde dracu ai văzut, mă, tu tâmpitule? Ți-ai cumpărat marca la albastru și ai mașina neagră, ești nebun la cap. Ai un... Păi, ce dracu, cu cine vorbesc, mă, Chet? Am nebunit, Chet. Ajută-mă, Chet. O sticlă. Nu, Chet, mă, mai ajută, ce vorbesc singur cu vocile. Ar trebui... Sunt doar eu cu vocile, chat. Eu chiar am impresia că cineva se uită la live-ul ăsta. Nu mai e nimeni pe live, e fellow-ul meu, gen. Bă, cu cine vorbesc? Cum e, cu cine vorbesc? Nu mai vorbesc cu nimeni. Bă. Să fie aici. Înseamnă că nu suntem singuri în casă. Păreri? Nu suntem singuri. Păi ce suntem? Ba da, suntem. Ia, e cineva? Alo! Ma. Nu mai faci așa, poate ne aude cineva, habar n-am, mi-e frică. Vladimir, Vladimir. Bă, nu cu Vladimir, nu cu Dalea, că murim pe aici, ești nebun la cap. Și acum, fii atent, ăsta care stă ultimul în spate, să fie tras așa, pac, luat de aici. Noi facem exact ca în filmele horror acum, ești nebun, de rămânem singuri și suntem țintă perfectă. Dacă e cineva, tu îți dai seama, Bogdane, că oricum pădurea asta e bântuit, am auzit o legende. Tăm de-i prima dată când vin. Nu știu, l-am adus noi aici, habar n-am. Ia, hai să nu mai explorăm mai mult de atâta, îi dăm startul de aici. Cum facem să stabilim care e primul care caută? Fără mișto, mă? Mamă. Bă, leșin pe aici. Uite, Să moară, ia vedeți ce braț am. De unde? Că dacă mi-au acum piciorul de sub braț. Aolo. Ce-ți mă dreac cu catalan? Să moară familia mea. Ce pula mea comentez, mă, dă-te morții, mătii. Bă. Zici că sunt ăla de pe TikTok, deci a băgat acid în mână. Mamă, dar ia vezi, mă. Bă. Ce dracu am, bă, am nebunii cu ea. Mă uitam la un vlog și încep să vorbi singur. Bă. Ce vrei să faci? Noi suntem invitați, frate, ne tratezi frumos, dar ce trebuie, ne pui Le la dai de ales dispoziție. Nou, nu mă pui în fața faptului împlinit. Exact. Bine, mă, vreți să vă ascundeți voi prima dată? Da. Mamă, și trebuie să-mi dai și căștile alea să mă conectez? Bă, Cam frate, da. Eu aici, sincer să zic, dacă vrei să le pui, dacă nu, nu. Poate să le poartă măcar cât ne ascundem ca să n-audă în ce direcție ne ducem. Corect, corect, corect. După corect. Aia poate să le dea jos. Corect, timp. Corect. Uite, dăm drumul la câte un cronometru că avem toți aici, hap. Și avem timp la dispoziție 30 de secunde sau un minut sau nu știu cât să ne da. Ascundem. Da. Ce zici? 30 de secunde zici că ajunge? Sau un minut?
30 de secunde, frate. Deci el ne caută pe noi, practic are lanterna asta mare, da. Și ne ascundem pe întuneric. Nu, aveți blisurile, păi, și aveți și camerele. Ducem, frate. Păi eu stau cu spatele. Stau, uite așa, cât până trece timpul. După care voi vă duceți și eventual când ajungeți, puteți să opriți lanternele. Păi asta v-am și să porniți poate ecranul de la telefon, că e mai easy. Nu știu dacă vă văd, sincer. Bă, până la urmă, și care treaba, frate? Fiecare alege să facă ce vrea. Dacă tu vrei să stai cu lanterna în față, ca dacă te-ai ascuns prea bine, poți să stai cu lumina. Adică depinde de tine cât de camuflat vrei să fii. Mi-am pus astea în urechi, nu mai aud absolut nimic. Vorbesc și mai tare, mai tare. Ce mai minte? Vorbesc prea încet? Acum e bine? Da, acum e ok. Am astea în urechi, nu mai înțeleg nimic. Bă, sunteți gata? 3, 2, 1. Eu și tu, că tu știi că noi din cea nici nu existăm. Suntem doar în mintea ta. Tu acum ești într-un azil de nebuni, singur într-o cameră și crezi că ești streamer. Acest mesaj este doar în mintea ta, trezește-te. Am dat, m-am întors. Ce-a făcut? Că a plecat. Hai, da, ha. Temporizatorul. Bă, dar trebuie să ne despărțim, că dacă mergem la același loc, ne găsești imediat. Că de aici, așa, du-te în partea aia. Găsești imediat. E super nașpa, că nu știu cum să se bat cu blitzul ăsta. Bă, mai sunt 7 secunde și eu n-am fugit deloc. Bă, m-am băgat aici după un copac din ăsta. Mi-e frică, mâncam aș gura voastră. Doamne, ce pot să fac, ești nebun la cap. Mi-au și înghețat picioarele, nenorociți ăștia. Mâinile nu mai zic, că într-o mână trebuie să am lumina, într-o mână camera. N-au nimic cu căștile astea, o să le dau jos. Trebuie să le dau jos. N-am cum să... Nu, e... Sau? O să încerc să nu fac prea multă lumină, că să... Ecranul telefonului, lumina de la ecranul telefonului. Încerc să nu fac lumină, că se ghidează după ea. Ce mă țeam că-l văd pe fraier. Nu vine vreun câine de la nenorocit, nu pe aici. Ăștia m-au speriat, mi-au băgat în minte că sunt și acal, că sunt alea. Ce se aude? Mamă, ce mi-a stat inima. Bă, încă se aude o lanternă. Mi se aude în căști lanterna, incredibil. O să încerc să văd, dar nu pot să-l fac, Mateu. Bă, sunteți gata? Am dat astea jos. I-am testat, vreau să văd dacă răspunde cineva. L-am văzut, e undeva într-o parte aici. Îl văd. Dar știți ce fac? Încearcă să iau crești după jos de aici și să le arunc în alte direcții. Stați așa, vreau să văd dacă găsesc eu ceva aici. Aolo, Doamne, ce fac eu, mâncavași cu rap voastră pe aici? Ne vine cu aici, spre mine, vine spre mine. A vrut să vină spre mine și a plecat. S-a dus în partea aia spre Dan, dar fiți atenți ce fac, că eu încerc să plec de aici, să mă deplasez. Da, în teorie, eu când mă jucam și eram mic, când prindeam pe cineva, el s-a alăturat cumva la mine, știi ce zic? Am plecat. Mâncavași gura voastră, am plecat, eu îl văd pe Teo acum, s-a dus spre Dan încolo, eu încerc să mă duc de unde a început el, unde a stat el acolo. Bă, în teorie, n-avea unde să se ascundă dacă nu după un copac. Bă, faza mie cum mi-e frică. Bă, să nu mă speriască, leșin! Cred că o să fie problemă cu focalizarea, pentru că nu este lumină cum trebuie. Dar dacă aprind lumina prea mult, e posibil să mă vadă, înțelegeți? Dar stau forță aici după copacul ăsta, am plecat din locul ăla, m-am mutat în altă parte. Am găsit ceva aici, am un băț. Bă, l-am aruncat în direct. Doamne! Dar nu se crede pe Spider-Man, mă, când arunci cu pânză ca să te ducă spre direcția NPC-ul. Damn. Băi, acolo 100% mă. Da, hai, man. Mamă, veri, cum să scrie așa ceva pe chat, bro? Doamne, ce prost e cu aia. Auzi, dar cineva ceva. Mamă, l-am adus în gol. Doamne, bă, deci mi-e o frică, sunt singur. Am auzit ceva pe aici, dacă nu e unul din ei. Deci aici arunc cineva ceva. Bă, găsim un prieten. Ce-ai rupt, mă, trăchitule, stai. Bă, eu, cică, veneai în coace și zic, stați să vedeți că arunc un băț în altă direcție, să-l gonesc de aici. Și am aruncat lângă mine. Bă, hai să-l găsim pe ăsta. Bă, cum, frate, așa repede. Am vrut să arunc de partea așa și s-a rupt bățul. De fapt, s-a rupt bățul, mă, nu că era ud. S-a rupt și a căzut lângă mine aici. Nu l-a găsit pe Danu, închid lumina că mă vede. Acum, sincer, îmi pare rău că m-ai găsit. Parcă mă simt mai insigurat. Ce ai, măi, ești nebun. Încerc să țin camera cât mai aproape de mine, pentru că am o lumină roșie și mă poate da de gol. Știi ce ar fi fost creepy rău de tot? Să fiu o bulă de aia, gen... de timp, gură de vierme, sau nu știu cum se numește, gaura viermelui, să intre Danu în ea, acolo în pădure, și efectiv să fie într-o altă dimensiune, ferești, și să-l caute și, de fapt, să fi dispărut Danu definitiv. Și Danu să filmeze tot. Și să nu se mai găsească, vere. Tu să-i seama?
gol și încerc să o țin cât mai aproape de piept. E prima oară când intru pe un live de-al tău și sincer îmi place. Doamne așa, frate. Bă, să știi că de obicei sunt mai terminat, mai nebun. Acum pe zi, gen tot timpul e cileală la mine pe live pe zi. Seara suntem noi nebunatici. Așa că te aștept mâine pe seara. Bă, dar s-a urcat în copac ăsta, mă? Cum ar, dar n-are cum, mă, nu prea ai cum în copaci ăștia, da? Unde e ăsta, mă? Vine cu a, vine cu a, vine cu a, vine cu a. Bă, mâncava și cu a voastră. E lângă mine cu Dani. Oh! 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 A călcat Danu pe o cre... Te pup, Dani! Am găsat sperea Teo, dar este exact la câțiva metri de mine, eu după copacul ăsta, mă rotesc după copac. Eu îi văd pe ei, dar ei nu mă văd pe mine. Dom'le, unde s-a dus ăsta, mă, ești nebun la cap? Oricum ce bine mi-e acum cu tine, mâncați și gura ta, că muream. S-au dus departe încolo. Mamă, am ascuns aici foarte rău de tot. Eu spun sigur că am auzit la început ceva aici. Nu știu dacă îi vedeți. Vedeți lumina asta aici? O becu roșu aici, bă. Bă, dar ce bine s-a ascuns fix la început aici. Ți-a gândit ce am făcut, frate? M-am dus prima dată în partea aia, Danule, și am fugit încolo. Și după Teo m-am întors și am venit după copacul ăsta, că te-am văzut că te-ai dus încolo. Am schimbat locul. V-am văzut când veniați în dreptul ăsta, ați venit în coa și eu mă roteam odată cu voi după copac, ca să nu mă vedeți. Eu am fost prostare, dacă îți zic unde bunești. Ce ai făcut? Veneați spre mine și am zis, ia să iau un băț din ăsta ca să-l arunc departe. Ce-am făcut? Dar la bățul și când am făcut așa, s-a rupt și a căzut lângă mine. Și-am făcut nu știi pe ăla care vrea să arunce grenada? Nu l-a răscat pe lângă da, el, știi? Da. Faceți piatră foarte care e următor. Facem, dar vreau să cer scuze la oamenii în cea și să înțeleagă că e problemă rău când te ascunzi să stai și cu lumina ca să te vezi. Da. Adică da. De multe ori camera mea nu știu la tine defocalizat, frate, nu mă vedea. Da, înțeleg. Oricum sper să... Ia, duelul. Oh. Haide, da. Să vedem unde. Haide, mă, dă-i dăm start acum. Da. Aici cronometru. 3, 2, 1 și au plecat băieții. Cavaș gura. Bă, Dani, ce facem, bă? Vino încoa. Hai încoace. Da, e repede. Problema este că mi-e frică de mâine faci ceva special pe live, că o să fie ziua copilului. Fac un copil pe live, cred. Ne, fără niciun mișto. Mamă, era să iau crângele astea în gură. Mamă, vino cu Teo, vino cu. Ai găsit ceva? N-au nimica din cauza căștilor, îmi blochează tot sunetul și n-aș par rău că nu știi în ce direcție să te îndrepți. Pădurea e extrem de mare. Mamă, cum e aici? Bă, gata, s-au făcut cele 30 de secunde. Putem să mergem către băieți. Băi, vin! Și ne punem pe burtă. Stinge, stinge lanterna. Bă, nu mai știu cum să sting asta. Lanterna? Da. Cum nu știm cum să stingi? Nu mai nimeresc că sunt emoționat așa. Bă, iertați-ne că nu ne vedeți. Să înceapă show acum, nu cam aș gura voastră că nu vă pun unde merg. Mamă, cât e de cringe aici. Cringe, creepy. Vreau să zic, da? Știți cum e. Bă, mâncava și gura voastră, sunt cu viața mea aici lângă mine și îl văd pe Danu că vin încoace. Cred că am stins prea târziu lanterna. Nu mi-ar fi putut să ducă, mă, frate. Bă, oricum am stabilit că un copac nu poate să urce, că-s copac nu ăștia drepți așa. Hă? Văd ceva lumină acolo? Cred că doar mi se pare mie, mâncava și gura voastră. Zici că ne-a văzut. Eu sper că... Mă, ce poză a luat cu Danu, ești daschi și frus la cap. Văd ceva lumină acolo? Cred că doar mi se pare mie, mâncava și gura voastră. Zici că ne-a văzut. Eu sper că nu ne-a văzut. Mamă, îmi pare rău că nu pot să vă pun lumină. Dacă aprind lumina, mă vede. Nu, am rupt ceva. Bă, am auzit ceva în direcția asta. Se moare dacă n-am auzit. Băi, ăsta aici e fix după copacul după care m-am pus. E foarte important să faci și liniște, că ei vorbesc cu camerele acum. Ei au impresia că nu s-aude, dar s-aude tot în pădurea asta. Mamă, în spate e lună. Uitați-vă cum se vede luna. E lângă mine aici. Și am mai observat o chestie. Trebuie să fii atent la copaci cu trunchiul mare, că poți să te ascunzi ușor după ei, că altfel aia subțirează ăsta. Am dat-o în bar tare de tot la prima rundă. Cadru de furculac. Faza e că Bogdan e foarte aproape de mine. De fapt și Dan e aproape. E mai tare să te ascunzi decât să îi cauți pe șapă aici. Aici am auzit ceva. Zona asta și Bogdan ceva. Ieși, mă, de aici. Bă, ieși de aici că te-am găsit. Am găsit pe fraier. Bă, te-am văzut. Am văzut fraierul. Bă, știi care-i problema? Ce-i făcut greșit? Eu m-am oprit puțin și am făcut liniște și am auzit că vorbeai cu camera și am venit după sunet. Na, mă, frate, ce să facă? Trebuie să interacționezi și cu oameni. Dacă nu făceați gălăgii și vezi că ăla e tot aici. Nu știu unde. Ăla este tot aici, sigur. L-a găsit. Și acum nu cred că bănuiește că și eu sunt tot aici. Mamă, frate, am vrut să mă sun într-un copac, frate, dar n-am avut timp, că te-ai apropiat de mine. Bă, vezi că 30 secunde nu-i timp mult, gen, nu prea ai timp să faci mare lucruri. Și mai ales pe întunericul ăsta de aici, trebuie să ai grijă și... gura în mine. Și cu camera. Așa, ce fac, mă, s-au pus la taclale? Nu-mi dau seama unde ar putea fi. Bă, da, ce rece așa în pădure. E frig. Pe bune, cea, dacă vreți copil, trebuie să îmi donați.
Așa, nu știu, umezeală. Bă, eu nu m-am gândit la o chestie. Bogdan, oare îi zice acum? Unde să nu crede? Mă jur, dacă nu m-am dat. Bă, tu așa de dat și așa din plasă, frate. Din plasă, mă, frate, te sunt flash. Eu am vă rog, măcar din nea. Ce am făcut? Ai căcat în cacariga. Cacariga pe picior. Bă, ăștia vin spre mine, cred că ești Bogdan. Le-și faci un schimb. Mi-a zis o Teo să nu zic departe, frate. Nu știu, frate, asta vreau zic. Ia, stai așa, ia. Teo. Teo. M-am cap pe mine, prostul familie. L-am auzit. N-a putut să se abțină. Bă, Bogdane, dar tu nu m-ai văzut unde m-am dus și cum? Ba da, te-ai dus încolo așa. Bă, frate, mergeam ghemuit, așa cred că am mers de acolo până aici. Ești nebun la cap? N-am văzut nimic, ești nebun. Mi-am încercat să mă urc într-un copac, frate, dar n-am reușit. A venit ăsta, era prea aproape de mine. Eu deja, având în vedere că am văzut tacticile stânga-dreapta, știu ce am de făcut la următoarea rundă. Cam știi, a? Bogdane, tu rămâi, frate. Eu nu mai mă, frate, că m-a sunat mama, frate. Hai, bă, dar hai acolo, nu aici în... Da, hai acolo. Bine că am terminat un cavaș. Din păcate a venit rândul meu să fiu vânătorul. Hai de viața mea că poți. Da. Asta mi-era cea mai urâtă parte pe care nu o voiam. Deci, pe bune, când te ascunzi, parcă e cel mai ok. Dacă îmi cauți, deci, parcă... Te-ți pregătiți? Da. 3, 2, 1, start. A plecat, da? Ca să se înțeleagă. Hai, da. Doar citești și nu te uita. A dat în copac. Hai să facem ăsta schemă să ne ascundem în mașină. Vino aici, vino. Nu-mi place. Nu-mi place rău, bă, nu s-aud nimic cu căștile astea, mă, că avași gura voastră. Stai aici. Da, nu, bă, au trecut. Oprește lanterna. Am oprit. Cred că s-a terminat. Și acum mergem în explorare efectiv. Vino aici, hai în mașină. Nu, nu se vede nimic, mă, că avași gura voastră. Mi-e frică rău. Bă, bune, mi-e frică. Și toate lemnele alea. Îți găbrea, bă. Unde sunt ăștia, mă, frate? Că am văzut pe cineva. Cred, nu sunt sigur. Haide, e deschisă. Da, stai că se uite spre noi. Dacă vedeți lumini pe spatele meu, să știți că sunt luminile din oraș. De la șosea, că este o șosea la marginea pădurii. Și să văd luminile de la stâlpi. Fii atent, așteaptă, stai. O e închisă. Repede, mi-am văzut. Închide. Te deja mai fac. O încurcă peste mine. Unde să mă urc? Gândește seama. Dacă nu ne mai găsește stradanule, ne uităm noi după el. Să încerc să o iau pe aici așa. S-a dus vreo unul pe-n locul meu. De pe margine aici. Bă, urc de mașină. N-am unde, uite ce e aici. Cred că ne-am văzut. Puh, haide, nu vine să cred, mă, frate, că nu găsesc pe niciun. Nu ne-am văzut. Mi se pare incredibil. Aoleu, ce m-a speriat, ce naiba. Hai, l-am încălcat pe un bidon. Teo, aici, uite-ți-l alea, că el stă afară, nu că faci. Ești prost. Să-i dau un claxon. Da, dă-i. Mamă, și mai dau și cu capul în copaci ăștia și până ăstea nu mai știu pe unde să mă duc. Opa, ia stați așa. Bă, dar ce faceți, mă? Bă, când ne mai căutai, mă? Dacă nu te claxonam. Nu te satri de căutam, mă, frate, la bați ascunse asta. Bă, frate, și care te bă, vodă. A rămas cu căștile astea în urechi, frate. A claxonat? Da. Dar nu se poate, bă. Bă, frate, păi cum puteam să mi le dau jos, să stau și cu lumina și cu camera? N-am ochi. Păi făceai pauză de secundă și eu așa am făcut. Nu, a vrut să se grăbească. Da, dați-mi unul ăsta jos, că nu mai pot. Ma. Deci tu n-ai auzit claxonul, frate? Nu, frate, eu am văzut lumina. Noi călcam pe acolo, pe sticle, am călcat pe bidoane și zic, bă, îi facem gălăgini, vedeta. Deci eu nu înțeleg cum Danu calcă pe orice, orice. Bă, te-am trollat acum rău. Nu vă găsim, facem unul ca lumea? Stăteați în mașină. Tot eu, mă? Păi da, mă, că te-am trollat, gen, să facem un bine. Să facem un bine, gen. Bine, frate, asta e bine? Așa să facem un bine? Ha, mă, te rog eu frumos. Piatră foarte cu hârtii cu Danu, măcar, să fac. Haide. Nu, dar de ce? Cu Teo, că e canalul lui. Da, cu Teo. El și pe atent, pe lângă asta, el a fost cu ideea să facem pe ăsta în mașină. Da, cu tine facem, cu Piatră foarte cu filmează, Danu. Bine, mă, ia. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1 și... Bă, nu se poate așa ceva. Am norocul scris în frunte, e norocul meu. Da, ce să am ne că fac, la asta este ce vrei. Haide, a picat, a picat. Toată lumea pregătită? Haide, viața. Că mi-ați făcut-o. Da, tu ești pregătit? Da, păi v-ați vorbit, v-a vrăjea la aia și m-ați lăsat iar 7 turi să fac eu. Acum iar mi-a pus boalele astea în urechi. Se duce timpul, lași un pic telefonul în buzunar, scoți căștile ca să fii și tu om. Hai. Numără. M-am întors cu spatele. 1, 2, 3,
4. Du-te tu într-o parte, mă duc eu într-o parte și aruncăm cu chestii să-l derutăm pe ăsta rău de tot. Haide. Haide. Am plecat. Mă duc în dreapta eu. Eu mă duc în stânga, dacă el în dreapta e logic, nu că eu mă duc în stânga. Mamă, ce creepy. Când ies așa abur din ăsta. Dacă m-am dat ăstea jos din urechi, nu mai stau cu ele că e belea. Mă duc așa. Iertați-mă dacă cadrele astea cu noi sunt jale, dar facem tot ce putem, credeți-mă. Am găsit aici ceva cu cam așa curat. Da, ce gros e. Și am plecat în căutarea băieților, dar de data asta nu mai sunt prost. Dăm ăstea frumos jos. Uite, mă duc după copacul ăsta, aici rămân. Aici rămân la copac. Rup de aici repede. Cred că am făcut un pic de gălăgie. Ce face Danu? Unde e Danu? Și acum, bineînțeles, băgăm păciuce aici. Dăm luminozitatea mai mică și nu avem decât să așteptăm. Danu, Teo, s-a auzit ceva aici? Mamă, ce urât. Bă, cum se aude ăsta când urlă așa? Bă, dar nu-l văd. N-am plecat frerul în căutare. Înseamnă că pot să mă mai mut. Am plecat acum. Nu știu dacă-l vedeți voi. Nu se rupe bățul ăsta, bă. Da, nu. L-a aruncat la mine. O, ce se aude pe aici? Și am, băieții mei, mă. Da, nu le stai prins, bă. Se aude ceva în partea asta, mă. Nu dau seama, mă. S-a auzit ceva, mă. Fac ceva oricum. Au pus ceva la cale. Opa. Căcat-o pe ceva. Ce-aș putea să iau de aici? Am găsit o creangă de la asta. No. Aaaa, da, chiar sunt prost. Unde spuneți, mă? Aoleu, ce m-am perecat de ăsta, bă, gameș. Am văzut pe cineva acolo. Stați așa, mă, băieți, că nu rămâne așa. Că am văzut pe cineva. Cine e aici? Și stă pitit așa. Ce e la TH? Mamă, ce-a urlat ăsta, m-a speriat pe mine. Stai cu minții, nebunule, că te-am văzut. Ah. Ai aprins lanterna ceva? Da. Te-am văzut. Ah. Nu știu, nu mai pom, ți-a făcut aici frică să-mi bag piciorul. Mă duc de unde a venit, repede. Așa, gata. N-are cum să știe că-s aici. Că de aici a venit. Dar nu le aruncă cu ceva, că vine. Dar nu le salvează, mă, mâncați și vreodată. Uite, s-aude ceva, mă. Ia, fă liniște. Coyot, mă, râs din ăla, ce-o fi? Șacal, mă, șacal. Nu, mă, dar ăsta e pe aici, pe undeva, mă. Da, cred că l-am văzut, mă. Cred că m-am văzut. Ia-i, după copacul ăsta mic aici? Bă, dar fraierul e negru, băi, m-am avut ghinim omul la cele și mă mai joc cu voi, m-am îmbrăcat în grila Hide and Seek, cel mai prost, bă, mântean. Tu aruncai, mă, sau ăsta, că nu știu, s-auzea aruncau, ceva. Aruncau, cred că și eu și ăsta. S-auzea ceva vorbit aici, în partea asta și de asta. Bă, da, acum, fără Caterinca, eu am auzit lătrate. Lătrate ca lumea. Thumbnail. Și unii am auzit în partea aia, nu acum, tura trecută, când am fost cu căștile. Aici, în partea asta, la marginea pădurii, în partea asta. Ăsta a fost mai tare. Uite, stai, uite, fuck, te oie în negru chat?